Hai. Te costă vreo overall așa dacă mergi la overall? Overall așa dacă mergi la Nu, cred că este overall. Ia hai că mai dau o dată. trebuie să înțelegi engleza asta, overall nu e așa pentru toată așa lumea. Dacă mergi la... Deci, mi pe bune n-am auzit. Ia. Te costă vreo overall așa dacă E mergi overall. La... cum e traducerea overall? Te costă overall? Te costă? Cu totul, da, te costă cu totul cam așa. E un pic de romă engleză. Dar se poartă acum. Te costă vreo overol așa dacă mergi la... Overall. Deci overall ce Cu totul. Te costă cu totul... Overol așa? E așa se vorbește în tinerime. <laughs> nu mai știi exact unde, unde începe română, unde termine engleza. Te costă overall, așa este și cu dicție în această romă engleză, te costă cu totul, după ce închei cu toate, după ce ți faci toate socotelile, probabil asta este overall, la sfârșitul tuturor socotelilor te costă atât. Sau la sfârșitul tuturor, nu. No. Te costă vreo overall așa dacă mergi la... Pe măsură ce s-a adunat stand-up românesc, au consumat numai stand-up românesc. Și n-au mai consumat stand-up uh, din afară. Și asta s-a văzut foarte tare în câțiva ani, a sărăcit foarte mult uh, fondul de idei și de uh, subiecte în stand-up românesc, pentru că exact ce vorbeam apropo de o populație pe care o izolezi și nu mai e viabilă genetic. La fel și cu asta. S-a produs un fel de uh, uh, incest de idei și de subiecte. Adică, cu, care e echivalentul în română de la inbreeding? Oh. Uh. inbreeding? Și eu știu că breed înseamnă a naște, a crește? Știe cineva pare să... Nu, nu știe. Asta, inbreeding Oamenii, deci, uh, pe, pentru că... Pentru că... Inbreeding înseamnă născut, nu? o iau un pic logic așa. Inbreeding înseamnă ceva care se naște înăuntru. În România o sumă mică de oameni care face stand-up și oamenii ăștia vorbesc despre niște anumite lucruri, o, o, fâșie subțire din toate subiectele care există în lumea asta, dacă au venit niște oameni care au consumat numai asta, sau au raportat numai la ea și atunci li s-a restrâns orizontul. A, am înțeles. Punem și zahăr și o Smotocim. O smotocim puțin, vezi? Hai, bravo, ai găsit termenul. Îmi place cuvântul la smotoci. În bucătărie se pare că au loc, adică nu au loc, în sensul nu că se petrec, ci au loc, există loc pentru astfel de, 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 acțiuni, de verbe, care sunt așa pe, pe agresivitate. Punem și zahăr și o smotocim se smotocim puțin. Vezi? Hai, bravo, ai găsit termenul. Se aruncă se aruncă niște cartofi pe deasupra, se uh, azvârle, nu știu ce, se smotocește. E, se bate puiul. Deci este totul. Ei uh, menta o bați de două ori. Este e foarte multă violență în în gătit. O smotocim o smotocim puțin, vezi? Hai, bravo, ai găsit termenul. Se trage la tigaie. O, da, exact, se trage la tigaie. Dar tot timpul e pe, e pe asta, e pe agresivitate, așa. O motocești conopii, da? Jumulești, deci ei jumulești, dar totul e pe așa. Da, totul e pe astea, știi, și după aia arunci, știi, când mă zice cineva, ce mă, știi ce faci, este, dai, arunci două mâini de sare, două mâini de paprika, bați așa, după aia îl trântești în tigaie, îl tragi puțin în unt și îl mănânci, bă, că e animalic. Overall, da, acum să judecăm cum au gândit oamenii limba engleză, nu avem. Așa e traducerea, overall. A zvâcni, a țâșni, îmi place. Și îmi place cuvântul coerent. Sunt două cuvinte, cuvinte care nu prea îmi plac. E ouă și mânz.